Între timp, votul pentru alegerile parlamentare a început oficial în străinătate. Încă de aseară, de la ora 20, mai multe secții și-au deschis ușile pentru alegători. Până la această oră, peste 4.000 de români au pus ștampila pe buletinele de vot. Prima secție de votare deschisă a fost cea din Auckland, Noua Zeelandă, iar primii români care au ieșit la vot au fost cei din Tokyo, Japonia. Pentru alegerile parlamentare din străinătate au fost deschise numai puțin de 950 de secții, cele mai multe fiind în Italia, Urmată de Spania, Regatul Unit, Germania, Franța și Republica Moldova. Față de cetățenii din țară, românii din diaspora își pot exprima preferințele electorale timp de două zile.